Prin urmare, magia nu a dispărut. Ea continuă să existe și astăzi și vrăjitorii de altcândva astăzi numesc psihologi. Cei care făceau licori pentru viață fără de moarte, tinerețe fără de bătrânețe, potență veșnică, frumusețe, nu știu ce, tot nu au dispărut. Astăzi numesc farmaciști sau lucrează în industria asta. Înainte îmbla cu o trăsură prensat și striga leacuri, leacuri, vând leacuri și ieșeau băbuțele sau oameni și cumpărau. Asta e pentru dureri de cap, asta e pentru nu știu ce acolo. Acum căruța aia care mergea prensat, astăzi se numește farmacie. Nu mai merge prensat, te duci tu la ea. Și din păcate sunt foarte multe. Toate acestea reprezintă forme, spunem așa, sau manifeste magice. Uite, de exemplu, doare capul, ai luat o pastilă. Magie, ți-a trecut capul. Mulți oameni nu înțeleg cum le-a trecut capul și de ce le-a trecut durerea de cap. Dar, pentru ei asta este aproape un efect magic. Prin urmare, atunci când vorbim de magia feminină în casă, trebuie să luăm în considerație două lucruri. Odată trebuie să apară femininul, apoi femininul trebuie să fie în casă. Dacă femininul este, dai la birou, dai face carieră, dai în uzină, dai în fabrică, dai în mină, dai conduce tancul sau tractorul sau nu știu ce, buldozerul, macaraua, nu știu ce face pe acolo. Atunci despre orice magie, în casă nu putem fi vorba, pentru că acea femeie, nu contează, are în ea suficient feminin, feminitate sau nu are în ea suficient. Ea oricum nu se poate întâmpla niciodată nimic pentru că ea nu e în casă, ea acasă vine ca bărbatul să se culce. Oh, da. Și să plece a doua zi, să cucerească spații, teritorii, să penetreze, să lupte, să câștige. Un fel de amazoane, care nici ele de multe ori nu știu cu ce luptă, pentru că funcția de a lupta, de a te expansiona, de a te muta de la centru către margini, este cea masculină. Este funcție masculină. Bărbații de la asta doar vor deveni mai bărbați, iar femeia se va pierde pe ea ca femeie, dar bărbat nu va deveni niciodată, prin urmare își va pierde orice magie. Pentru că a pierdut femininul, ea a început să fie masculinizat. Trăiește după principii masculine, acționează și încearcă să se realizeze pe ea însăși ca suflet prin principii masculine, ceea ce în cele de urmă se va transforma în ce? Într-o femeie care deține, care poate, care controlează, care are putere, dar goală pe dinăuntru, vine acasă, sângurită, nefericită și plânge în piernă, deși toată lumea spune, dar ce ai? Da uite ce ai realizat, da uite câți oameni, conduci 300 de bărbați, 2000 de bărbați în fabrica aia ta, tu produci mobilă, tu faci nu știu ce acolo, ce-ți mai trebuie, ai bani, poți să faci ce vrei, toate vezi, referă numai la orizontală. Dar Duhul din ea sânte că pe verticală, ea, Duhul nu prea o pătruns în ea și ceea ce o a avut și pe ea l-a pierdut nativ, adică odată născut. Prin urmare, ca să existe magia în casă, trebuie să avem femininul în casă.